distinși participați. Din inițiativa Academiei Române, la propunerea fostului președinte academicianul Eugen Simion, Parlamentul României a legiferat începerea în fiecare an cu o odă de slavă culturii românești, făuritorilor ei din toate timpurile, realizărilor de excepție prin care România se impune în concertul popoarelor lumii cu tot ce avem mai bun și mai reprezentativ. Singurele proiecte de țară din istoria noastră modernă, cel al Unirii Mici din 1859, cel al Independenței din 1877, cel al Marii Uniri din 1918, care i-au avut ca ilustri artizani pe Alexandru Ioan Cuza, Cea Rosetti, Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Mihail Cocălnicianu și Ion Brătianu, mai apoi pe Ionice Brătianu, Nicolae Iorga, Vasile Goldiș, Iancu Flondor, Iuliu Maniu, au fost trei proiecte naționaliste datorate unor inteligențe superioare, active și cultivate. În anul centenarului se cuvinde ca aici, în aula Academiei Române, să declarăm sonor că naționalismul este o doctrină pozitivă și că celebra sintagma lui Kipling, My country, right or wrong, poate fi însușită de orice ființă normală care în mijlocul mondializării are o patrie. Iar pentru foarte mulți dintre noi, patria aceasta se numește încă România. Academia Română își îndeplinește din nou rolul de instituție fundamentală a culturii românești. Și în asemenea momente festive, s-ar cuveni să fim cu toții festivi și să lăudăm cultura noastră și să evidențiem binele. Dar dimensiunea binelui, fără rău, parcă n-are relevanța dorită de noi. Și nu putem să nu observăm că rolul culturii scade pe zi ce trece. Și pe măsură ce crește analfabetismul funcțional în societatea românească, scade interesul în școală pentru cultură. Iar școala este o instituție fundamentală a culturii. Fără școală nu se poate face cultură pentru generațiile care se pregătesc să intre în hora istoriei. Este clipa noastră cea mare, căci începutul acesta de an este și al marelui nostru centenar al Unirii. Aceasta în ciuda faptului că toate statele vecine ne dușmăneau atunci ca și în zilele noastre. Dar Bunul Dumnezeu, datorită dreptei noastre credințe și a jertfei de sânge a peste 800.000 de soldați români, a fost cu noi și mai este încă. Cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți, popoare, și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, căruia i-am ridicat pe muntele Caraiman Sfânta Cruce a recunoștinței noastre. Dar, apropo de biserică, am avut norocul nemaipomenit, norocul de destin de a avea o biserică care a păstrat limba și cutumele sfinte, dar și cele ale pământului. Și noi, când vrem să apărăm România, uităm un singur lucru, că dincolo de elementele de suprafață, de vârf, de suprastructură, cum sunt limba, istoria, noi avem un element fundamental pe care îl apărăm și de care nu vorbim, locul pe care trăim de 2000 de ani. Sunt extrem de iritat și neliniștit de ceea ce se întâmplă astăzi, în acest an al centenarului. Mi-e teamă că nu vom ști să fim demn, cu adevărat demn de acest secol pe care îl purtăm în spate, de care unii dintre noi suntem mândri, bucuroși, fericiți că am ajuns la acest liman. Pe mâncă o dată să arătăm că suntem
demni de ceea ce am trăit, de ceea ce, ceea ce ni s-a dat și mai ales că suntem bucuroși că suntem. Neamul românesc ne-a făcut posibilă, în primul rând, existența. Și cine iubește viața și valorile ei, nu poate să nu se încline în fața acestui neam care a trecut prin două milenii și care astăzi crede în Hristos, în Eminescu și în destinul nostru. Vă mulțumesc! Domnule academician, de la tribuna Academiei ați lansat un avertisment și ați spus că aveți teama ca nu cumva românii în anul 2018 să nu se ridice la dimensiunea acestui eveniment extraordinar. Vă mențineți acest punct de vedere? Da. Ne confruntăm pentru prima oară, după câteva decenii, după părerea mea cam confuză, cu o problemă într-adevăr importantă. 100 de ani de stat național independent, suveran, mă rog, în mare. Au apărut deja câteva voci discrepante în ultimii ani în legătură cu problema națională. De fapt, despre problema națională e vorba, cu care unii nu știu ce să facă, iar alții vor să o folosească, să abuzeze de ea. Și eu în câteva rânduri am spus și în Academie și am și scris că eu sper să fim la înălțimea acestui moment, care este un moment, în primul rând, de un moment aniversar, de bucurie. E bucuria neamului nostru. Neamul nostru e cel românesc. Indiferent că suntem naționaliști sau nu, ne-am născut aici, am crescut cu această limbă, o limbă splendidă, romanică, facem parte din familia culturilor romanice, alături de italieni, de spanioli, de francezi. Avem o cultură bogată, mari scriitori, mari oameni de știință. E un neam care s-a constituit târziu, am spus-o la Academie. Și mai ales ceea ce e important și ceea ce se uită, pentru că foarte mulți vin cu aturile limbii, ale tradiției, ale cutumelor, ale bisericii. Eu am venit cu un argument esențial care în general nu se observă, ca orice lucru esențial. Și am spus la Academie, acum două săptămâni, că din cele trei țări fabricate, cum zic ungurii, și au poate dreptate, deși am adăugat acolo că, întrebându-l odată pe tatăl meu, care era prieten cu ungurii, cu evrei, în nordul Ardealului, de unde vin eu, Ardealul este o zonă de mixtură compozită, interetnică, foarte interesantă, am întrebat ce relație are tata, că nu îndrăzneam să-i spun dumneavoastră, eu vorbeam cu tata la persoana a treia. Ce legătură are tata cu ungurii, cu evrei? Și tata a zis, cele mai bune relații cu unii unguri, cu unii evrei și cu unii români. Și am spus, dacă ungurii spune că ne-am fabricat la Trianon, Trianon, știți, e un palat în care de fapt trăiau regii Franței, în marele parc al Versailles-ului. Și acolo, 1918-1919, s-a terminat tratatul în care au fost create trei state noi, Iugoslavia, Cehoslovacia și România. Și spuneam că din aceste trei state, Iugoslavia s-a spart într-un măcel îngrozitor, sub privirea neputincioasă a Occidentului, a armatei NATO, până au intervenit domnul Bill Clinton,
s-au aruncat niște bombe. Ceoslovacia se sparte în două. Se domnea unui domn stimabil, Havel. Havel. Dar România a rămas întreagă. Noi intrăm și ne-am păstrat teritoriul. Deci primul argument al nostru de bucurie mare e că avem locul pe care stăm de 2000 de ani. Noi, cu strămoșii noștri. Dacă acceptăm să-i recunoaștem, dacă acceptăm să avem o origine cunoscută. Eu spun în mai multe texte de ale mele că una în cele mai grave nenorociri pentru tânăr să nu-și cunoască originile. Părinții, bunicii, strămoșii. Și eu cunosc multe cazuri, să știu, de copii crescuți prin orfelinate sau în diverse foburguri, în diverse bande, în diverse, care cad în diverse boli socio-umane, care ajung alcoolici, criminali, și care visul lor să știe dacă au un tată, o mamă, și unde sunt, cine sunt. Noi ne cunoaștem părinții, originile, după câteva secole, în câteva generații, mai ales pașoptiste și post-pașoptiste, aici în Valahia, generația lui Heliade Rădulescu, și în Ardeal, generația școlii ardelene, au luptat să descopere originile noastre. Deci, avem acest teritoriu care ar trebui păstrat. Dacă nu putem să-l lucrăm, dacă ne grăbim să-l vindem sau să-l disprețuim, deși e de o armonie splendidă, eu am o căsuță la munte unde lucrez, fundata satul cel mai înalt din Bucegi, 1400 de metri, unde am scris multe cărți, și am prieteni care vin din Franța, din Paris, și îmi spun, domnule, locul ăsta e Elveție, o splendoare, nu știți să-l vindeți. Noi aveam, după Revoluție, acces la cele două pârghi, care, cred eu, ar fi fost satul românesc, revigorarea și ajutorul dat țăranului, cei care mai erau sau cei fugiți la orașe, trebuia să facem drumuri, bineînțeles, să asanăm satele și, doi, turismul. Da, domnule academician, tot recent de la tribuna Academiei s-a lansat un alt avertisment legat de depopularea satului românesc. Și în același timp, tot specialiștii Academiei au transmis un mesaj interesant. Dacă România s-a păstrat așa cum este ea astăzi, s-a păstrat datorită limbii și a credinței. Dacă astăzi ne pierdem satul, care este de fapt vatra acestui popor, ce șanse mai avem noi? Toată această alarmă cu satul e o jumătate falsă. De 20-30 de ani se tot vorbește că satul românesc e depopulat. E fals. E fals și adevărat în același timp. Ca și cu toate problemele care le îmbătim noi. Cel mai multe sunt false și adevărate unele. Satul a fost depopulat de Ceaușescu. El a depopulat satele. Și a împins sute de mii de oameni pentru că avea nevoie de forță de muncă în industrializare. Dar nu toți cei care au plecat și-au pierdut rădăcinile. Unii dintre ei și-au păstrat baza, sau unii s-au întors, sau unii ar putea să se întoarcă. În Occident există această mișcare de întoarcere la sat, cu condiția ca administrația, statul, să miște satul, baza sanitară, drumurile, creditele. Altfel nu se poate face nimic. Dovadă, catastrofa care trăim, faptul că zeci, sute de mii de hectare în tot Bărăganul, sudul Moldovei, sunt nelucrate. Și ne plângem că ne cumpără străinii pământul pentru că noi nu-l lucrăm. Deci satul și turismul, timp de aproape 30 de ani, nu ne-a interesat turismul, n-am făcut drumuri. Pentru a face turism trebuie două lucruri, cred eu, simplu, noi simplificăm. Să faci drumuri, să ameliorezi, nu numai drumurile, și o altă problemă de care nu vorbește nimeni.
Cum 20 de ani nimeni n-a vorbit de autostradă. Și asta a explodat. Și acum există o altă problemă, o bombă cu ceas, nimeni nu vorbește. Infrastructura căilor ferate. La ora asta se călătorește în România cu trenul ca acum 70 de ani. Eu am fost acum câțiva ani la Cluj cu trenul. Eu de obicei merg cu mașina. Am mers 13 ore până la Cluj, care e o aruncătură de băs. Deci, turismul. Și în ultimii ani am pus la turism diverse figuri cam ciudate, da? Deci aveam satul, agricultura și turismul. N-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Dar cultura? Și nu mă refer la cultura agricolă, mă refer la cultura bazată pe slovă, bazată pe carte, bazată pe școală. Prin cultură înțelegeți cele trei zone, literatură, pictură, muzică. Existat sub comunism, sub așa zisul comunism, n-a fost. A fost un hipercentralism condus la început de la Moscova și după aceea condus de niște găști interne, de doi indivizi. Deci, care a fost adevăratul tiran, adevăratul călău, el a omorât sute de mii de români. Nu Ceaușescu, și Ceaușescu, care a depopulat și a sârnit zarva asta și a creat în jurul a 15-20 de orașe aceste centuri în care au venit toți țăranii de la sate și ei aleg la ora asta. Centurile aleg la ora asta Parlamentul și Guvernul. De aceea domnii din Parlament și din Guvern stau cu spatele spre cultură din dispreț și din frică. Le frică să ne întrebe pe noi vârfurile în cultură, pe noi membrii Academiei, ne întreabă, deși Academia are peste 60 de instituții cu cei mai mari specialiști, de frică că va trebui să aplice alte programe, alte soluții decât cele care le aplică ei și care sunt, după cum vedeți, penibile. Da, dacă ar fi să facem o comparație între anul 1918 și 2018, din punct de vedere politic, diferențele sunt exagerat de mari sau, dimpotrivă, seamănă înfiorător de mult? Diferența, apropierea aș face mai degrabă între 89 decembrie și 1918. Au fost două momente în care s-a întâmplat un miracol în România. Nu te aștepți la miracole, te aștepți la biserică, în viața privată, unor se întâmplă miracole, în viața sentimentală, în viața copiilor. Dar în politică, deși, în general, politica e cinică și anostă și repetitivă, în politică unor se întâmplă miracole. Un popor care de sute de ani se plânge, mai ales o populație, noi n-am fost popor, până acum 100 și ceva de ani. Am fost populații trei provincii lipite, periferice, ale unor imperii profund antagonice și brutale, ca orice mare imperiu, rușii și tătarii peste moldoveni, austriecii, de care era frică și lui Napoleon, peste Transilvania, și aici, la voi, în Valahia, turcii, 5 secole de turcism. Ori s-a întâmplat în acest neam pe care atâția l-au plâns, în plânul Octavian Goga, când spune, la noi nevestele plângând sporesc pe fus fuiorul și îmbrățișându-și jalea plâng și tatăl și feciorul, privighetori din alte țări vin doina să ne asculte, la noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Deodată se întâmplă miracolul. La Clemenceau, marele Clemenceau și pacea de la Versailles, de la Trianon, acceptă primatul majoritării etnice, ceea ce a fost o noutate. Ungurii au strigat, dar noi stăpânim Ardealul de sute de ani, nu era fals. De la 1860 avea administrație maghiară, austriece. Cum adică? Români ăștia niște țigani. Și pentru că noi avem influențe interesante și relații bune, francezii ne-au acordat nouă și americanii atunci dreptul majoritar și așa românii ardeleni care făceau mulți copii
familie de țărani deși sărați, aveau 13, 14, 16, 18 copii. Tatăl meu, fiul preotului Nicolae Breban, într-un sat lângă Baia Mare, a avut 13 copii. Tatăl meu a fost al 13-lea. Și așa mi s-a acordat dreptul de a stăpâni solul pe care trăiam de sute de ani. Deci, miracolul de la 1 decembrie 1918 și miracolul căderii întregului sistem uriaș moscovit comunist, așa zis comunist, care nu era decât, că era fals, pentru falsele probleme, nu era decât o ocupație a unui imperiu lacom mereu din istorie de pământ și de, mai ales ceea ce e mai grav, de influență ideologică. Pentru că rușii, deosebire de tătari sau de turci, nu e interesat doar să ocupe și să spolieze. Au vrut să ne schimbe modul de a gândi, ideologia, sistemul nostru de a gândi, tradiția, biserica, cultura. Pentru că ați amintit de biserică și ați amintit de tatăl dumneavoastră care a fost preot, proveniți dintr-o familie... Și arestat de unguri în 1918. Proveniți dintr-o familie... De care preoți. Numai puțin de 10 generații de preoți. Exact, da. Cum s-a întâmplat că s-a rupt firul aici, la dumneavoastră? De ce nu ați urmat în continuare tradiția familiei? Păi da, dacă am înaintea mea 10 generații de preot, în mod riguros, înseamnă că și eu sunt un preot. Și eu vorbesc de preoția cristică a bunicilor mei și preoția mea laică. Și eu sunt un fel de preot. Ce face preotul? Preotul asistă în articolul mortis, confesează și predică. Și eu confesez, asist și predic. În cărți. În cărți pentru că am înțeles de tânăr că ceea ce lipsește acestei populații care s-a trezit printr-un miracol de la Trianon să stăpânească acest teritoriu pe care trăia de mii de ani, că acestei populații care a devenit o națiune le lipsește construcțiile, drumurile, ceea ce noi n-am învățat de la romani. Și Drăghicescu, un mare psiholog, la 1900 a publicat o carte despre psihologia poporului român, în care vorbește de faptul că n-am oștenit, deși ne lăudăm că venim de la Râm, de la Roma, că am pierdut calitățile care au făcut dintr-un mic trib din jurul Romei și a Tiprului și au făcut un imperiu în jurul Mării Mediterane. Imperiile atunci erau în jurul, ăsta era imperiu, ăsta era lumea cunoscută. Am pierdut capacitatea de a face drumuri, de a face legi. Dreptul roman și azi se studiază în toată Europa și mai ales, spune Drăghicescu, violență. Am pierdut violența pe care polonezii au păstrat-o, deși nu sunt de origine latină. Noi am pierdut violența, eu nu sunt pentru violență. Eu sunt un spirit în general pacific. Dar sunt momente în care dacă nu ești violent, dacă nu tresari, dacă nu te împotrivești, dacă nu te aperi de atacuri, atacând tu însuți, riști să te pierzi sau, mai grav, să te corupi, să te detrachezi. Asta mă duce cumva cu gândul la chiar la mesajul lui Hristos când spune că răul trebuie tăiat din rădăcină până la urmă. Ei, nu poți să tai răul din rădăcină. Răul ține de fire umană. Dar important e... Și dacă el devine ofensiv și grav, că sunt și răuri mai mici care trec sau se dizolvă singure. Trebuie să fii puțin psiholog și în viață. Dar există, din când în când apare câte un rău care te poate ataca în ființa ta, în familia ta. Ce-i neamul, de fapt? E o familie mai mare, nu? Ce-i familia? Pun și o întrebare la gâgă, nu? Într-un moment însă, când e o dislocare enormă de psihologii și de politici în toată planeta, în care nimeni nu mai știe exact care sunt adevăratele principii,
afară de unele state care au forță prin armată și prin statutul de imperiu. Nucleul de organizare a unei populații e familia, nucleul ultim și cel mai puternic. Da, astăzi și familia este atacată? Nu e atacată, doamnă. Acestea sunt modele pe care un imperiu, cel american, printr-o parte a sa, nu de vârf, îl răspândesc în anumite zone unde au influență această corectitudine politică. Corectitudine politică înseamnă, de vreo 20-30 de ani, să aperi drepturile minorităților. Numai când e într-o apărare bună, interesantă a unor minorități, s-a ajuns la tirania acestor minorități. Să aperi cu exagerare și cu fanatism și unor cu violență drepturile, mă rog, homosexualilor, drepturile negrilor, drepturile a perifericilor. Deci s-a creat un abuz dintr-un drept, un drept legitim care devine abuz. Iar atacurile la familie sunt cele mai disperate și cele mai nesocotite. Vorbeam adineaori de dreptul de a avea o origine, de a-ți cunoaște originea, tatăl și mama și bunici și locul unde te-ai născut. Da, tradiția în acest context, biserica în acest context, cât de importante sunt? Pentru că ați vorbit de tradiție. Biserica e păstrătoarea tradiției. Tradiția are mai multe fețe. Una e forma cutumelor, a obiceiurilor. Altă față este cea a credinței în Hristos. Și la noi, dar și în alte părți, dar la noi Biserica Națională Majoritară Ortodoxă a păstrat în primul rând limba, deși până în 1830 se publica și în literatură și în biserică în limba slavonă, o limbă cu care noi n-aveam nicio... aveam niște influențe slave, dar structura limbii române, 70% este latină. Deci târziu ne-am desmetecit. Și a trebuit să existe mișcările pașoptiste ale tinerilor de atunci, care, într-adevăr, s-au jertfit viața și fericirea pentru a lumina norodul și poporul și pentru a ne arăta ce suntem, că avem o regine. Deci, familia va rămâne totdeauna, pentru că este celula, mi-am spus, cea mai rezistentă. Și la baza acestei celule e o relație fundamentală pe care eu am avut norocul să o am. Relația mamă-fiu sau mamă-fiță. Și relația cu tatăl e importantă. Pentru mine a fost relația cea mai puternică. Mama mea m-a ajutat până în ultima clipă. Deși nu era de acord să ajung scriitor, știa că mama mea era nemțoaică, dintr-o familie germană de comercianți, cu simț practic. A văzut că au apărut comunismul. Tatăl meu era un preot catolic, deci prost văzut de partid. Mai sus, și tata, să aleg o profesiune practică și la prima ocazie să fug. Deși nu se putea fugi atunci, granițele erau perfect închise. Și a bănuit că de două ori, meseria de scriitor, de două ori e riscantă. Una, pentru că în ființa ei, meseria de artist, în societatea burgheză, e riscantă. Îți trebuie 20 de ani ca să te afirmi. Și nu-i sigur niciodată că vei câștiga din ce să trăiești tu și familia ta. Și doi, mai ales sub comunism. În primele perioade, în perioada stalinistă, stalinismul a durat între 48 și 64. Noi, copiii de pop, de burghezi, noi eram dați la o parte, era numerus clausus, nu puteam intra la facultate. Erau favorizați copiii de țărani săraci, de muncitori, mai ales de muncitori din fabrici grele. Noi nu avem șansa să ajungem romancieri, poeți.
Și atunci am cunoscut un tânăr spân cu ochi albaștri din Ploiești, unul Nichita Stănescu, care și el vine dintr-o familie ciudată. Bunicul lui fusese general în armata țarului. Avea rangul de cneaz. Cneaz înseamnă prinț. Nichita era nepot de prinț. Bunicul lui îl chema Ceria Ciuchin și a fugit de revoluția lui Lenin. Au fugit la Ploiești și fata bătrânului Ceria Ciuchin, Tatiana Ceria Ciuchina, s-a căsătorit cu un domn care era patron de atelier de croitorie Stănescu din Ploiești. Și noi amândoi ne-am întâlnit. Am știut că n-aveam nicio șansă cu comuni, cu așa zici comuniști, oamenii bolșevicilor, dar ne-am zis ca doi nebuni că noi nu numai că vom fi scriitori, dar vom fi cei mai mari. Adică vom face artă bună. A fi mare scriitor înseamnă a face o artă care rezistă. Că suprema valoare în artă nu sunt tropii, nu sunt atributele. Este rezistența. Valoare înseamnă, o spune Nietzsche, dați stantel, să reziste. O să creez un produs în cultură, muzică, literatură, legislație, drept, un produs care să reziste la schimbarea mentalităților, a timpului, a istoriei. Vedeți că mentalitățile și timpul și politica schimbă multe lucruri. Dar există câteva obiecte numite Dincolo de bine și de rău, de Friedrich Nietzsche, Frații Karamazov, de Dostoevski, sau Război și pace, sau Luceafăr, lui Eminescu, sau 11 elegii al lui Nichita Stănescu, care stau drept în picioare și nu mișcă. Pentru că recent ați împlinit frumoasa vârstă de 84 de ani, o vârstă care vă face contemporan cu aproape istoria României de 100 de ani. Cum vedeți acest parcurs al acestui popor? Cum îl vedeți de acum încolo? Pentru că, totuși, în ciuda lucrurilor rele despre care tot vorbim, eu cred că România are un destin și destinul ei poate să fie unul frumos. Vrem să învățăm încă o dată democrația și legile democrației și reflexele democrației. Și mai ales să creăm o adevărată justiție, nu o falsă justiție. Cum am încercat după 1918. Și atunci am făcut un derapaj numit Mișcarea Legionară. Și atunci, dintr-o foarte mare bucurie, dintr-un orgoliu al unor tineri exacerbat, pe care l-am numit Hibris, grecii, vechi greci de la Homer, au descoperit boala asta numită Hibris, care este nebunia care se instalează în capul unui individ care are un succes formidabil, acceptat de toți, și care îi se pare că are o intuiție de zeu. Prietenului Ahile, Ajax, mare luptător și alături de Ahile și de Patrocle, i s-a părut că e de neînvins și a nebunit și într-o dimineață s-a dus cu spada și a început să toace într-o turmă de oi. Hibris, nebunie. De acest Hibris s-a îmbolnăvit Hitler, în primul rând. După primii ani de succese și după ce a inventat, lumea a uitat, autostrada. El a făcut prima autostradă în 1930, München, Stuttgart, prima autostradă a lumii. A nebunit și a intrat într-o crimă etnică. A înființat lagările de concentrare. Deci, după ce a stăpânit Europa, un fel de Hibris a trăit și omul nostru Ceaușescu, care, având atâtea relații și succese în Africa, în Asia, i s-a părut că, cum toți îl lăudau, că este omul secolului. A crezut că el este figura providențială. Și el a făcut ultimii 10 ani în România în care i-a făcut pe foarte mulți tineri, sau au fost tineri de astăzi, să confunde naționalismul demascarat al lui Ceaușescu cu adevăratul naționalism românesc. Deci, eu am spus atunci, suntem siguri că e drumul bun, dar mi-e teamă de o victorie de mâna a doua. Dar noi cădem pe o victorie de mâna a cincea, a șasea, pe o populație, o națiune asistată care
devine tot mai mult un fel de colonia unor imperii în care noi nu mai avem curajul să luăm noi înșine decizii, în care nu mai suntem mândri de ceea ce am fost și ar trebui să fim și mai ales nu suntem conștienți nu numai de istoria noastră, de limbă, dar de valorile pe care le stăpânim pe acest teritoriu. Dar ce este mai periculos? Căderea economică sau căderea spirituală? Căderea economică e mult mai mare decât cea spirituală. Pentru că de aproape 30 de ani noi nu apărăm, noi oamenii de cultură, nu apărăm la televizor, niciun fel de canal de televiziune, decât foarte rar. Și bravo vouă că de câtva timp faceți uneori emisiuni de cultură. În cultură se întâmplă multe lucruri. Este mari pictori, sunt mari sculptori astăzi. Sunt scriitori formidabili. Nimeni nu-i cunoaște, nimeni nu-i întreabă. Nu este nicio cădere. E adevărat, cel mai disprețuit, cel mai periferic minister e Ministerul Culturii. Au apărut în timp de 30 de ani vreo 30 de, eu nu zic haimanale, mă rog, să nu pară brutal că eu trebuie să fiu, să am un limbaj academic. Eu uneori n-am un limbaj academic, dar am o gândire academică riguroasă și exactă. Dar bugetul culturii este mai slab decât al oricărei minister din Central Africa. E 0,013. Cultura și oamenii de cultură care au se uită acest lucru, au creat Principatele Unite, au creat, au dezvoltat ideea de națiune și au creat România. România a fost creată acum 150-180 de ani de câțiva scriitori luminați și de câțiva boieri luminați. Cu Ogărnicianu, Titu Maiorescu, cu Heliade, cu Școala Ardeleană. Ăștia, ei la ora asta, noi suntem nu numai disprețuiți, ocoliți, înfometați, scriitorii sunt sărăciți la extrem, mor de foame, nu există achiziții de cărți. Sub comunism a existat încă o colecție de carte, Biblioteca pentru Toți, din editura Minerva, care de 150 de ani a creat toată cultura satului românesc. Din satul românesc au apărut mari oameni de știință, mari academicieni. A dispărut BPT-ul, a fost vândută, deci au dispărut bibliotecile la sat. În biblioteci se fac discoteci, se vând ciorapi și așa. Era să zic narcotice, nu știu, poate nu se vând. Deci, cultura este ocolită, disprețuită. Observați că de 28 de ani, oamenii politici, despre care voi la televiziune vorbiți ziua și noaptea, nu mai pronunță cuvântul cultură. Când vor să arate ca o deschidere mai mare, vorbesc de sănătate și învățământ și în loc să adauge și cultura, se opresc. Mandibula lor se îngheață, au un îngheț de mandibulă. Ați vorbit la un moment dat de românii din afara granițelor țării și în călătoriile pe care le-am efectuat am văzut că acolo românii sunt strânși în jurul bisericii și aș vrea să vorbim un pic despre rolul bisericii în păstrarea coeziunii. În ultimii ani au fost atacate trei instituții: Academia Română, Biserica Națională Majoritară Ortodoxă și Banca Națională. Noi românii suntem, noi ne-am apărat și ne-am strâns în jurul bisericii și vorbim adineauri de credința care are o dublă față. Credința față de fidelitate și păstarea tradițiilor, a cutumelor, a obiceiurilor, vezi până la colindele astea care vorbesc de Bădița Traian, și cealaltă față, esențială, credința față de mistica creștină, față de religia creștină, față de miracolul numit Iisus Hristos și învierea sa. Noi sărbătorim în biserică încreștinarea noastră. Avem și un apostol care ne-a încreștinat o parte a Dobrogei, Sfântul Andrei. Sfântul Andrei.
biserica a apărat ca și populația, a apărat și a păstrat limba și tradițiile. Limba e păstrată de popor și de biserică. E formată de scriitori, e adevărat? Vorbesc de limba literară. Dar biserica a păstrat și legitatea, buna ghibzuială. Biserica a fost alături de învățătorul din sat. Eu acordo mare importanță figurii învățătorului, care a făcut mult pentru unirea și constituirea statală românească. Au fost preotul și învățătorul, au fost sfătuitorii țăranului român, cel cu care Ștefan cel Mare și cu alți domnitori au păstrat ceea ce au moștenit. Deci biserica este păstrătoarea moștenirii lucrurilor celor mai sfinte și celor mai prețioase și celor mai necesare adăstării rezistenței acestui neam românesc. Bunicul dumneavoastră a construit o biserică și a fost profesor la o școală confesională. Da. Bunicul meu, Nicolae Breban, a făcut o biserică într-un sat, o biserică, o catedrală, iar nașul meu, eu mă numesc Nicolae Alexandru, nașul meu, doctor Alexandru Breban, a făcut Catedrala Unită din Baia Mare. Noi, Brebanii, nouă ne place să construim, pentru că în Ardeal mai ales au construit mai ales sașii și ungurii. Iar noi românii, trebuie să învățăm, să începem să construim și, după cum vedeți, prima construcție ar fi drumurile, ca să putem să legăm Ardealul de România și să ne legăm cu adevărat de Europa. Da, pe de-o parte legăm regiunile istorice, dar cred că ar mai trebui să adăugăm ceva, să ne reconectăm din punct de vedere spiritual, pentru că fără o dimensiune spirituală nu vom ajunge nicăieri pe aceste drumuri. Să ne întoarcem cu fața spre cultură, pe cultura românească și cea europeană, marea cultură europeană, și mai ales tineretul să admire, dacă vor, pe unii scriitori americani, pe unii pictori americani și diverse mode, dar să nu uite că prenașterea a fost marele spectacol, marea revoluție, marea reîntoarcere a Europei spre origini, spre greci și spre romani. Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să încheiem exact cu finalul de la Academie. Și la Academie a spus că acest popor nu va pierde dacă își va păstra credința în Hristos, în Eminescu și în destinul românesc. În destinul neamului, da. Am terminat, spus, noi credem în Hristos, în miracolul cristic, deci în biserică, în Hristos, în Eminescu. Ce înseamnă Eminescu? Eminescu nu înseamnă numai poeziile lui. Înseamnă limba română. Eminescu este conștiința, este stâlpul acestei națiuni. Hristos, Eminescu și destinul neamului nostru. Eu, și cu asta termin și eu sunt un elev, un ucenic al marelui filozof Nietzsche. Nietzsche a fost primul mare filozof modern care nu s-a mai îndoit de valoarea vieții, care n-a mai trimis valoarea noastră dincolo, în empireu, cum o făceau vechii, sau în paradis. El spunea, valorile noastre sunt aici, norocul nostru omenesc, ăsta este valoarea vieții. Și eu cred că viața e o valoare supremă. Sunt bucuros că m-am născut și sunt recunoscător neamului care m-a făcut posibil. Eu am devenit posibil datorită acestui neam, acestui pământ, acestui loc. Am crescut, m-am format și nu regret. Mama mea voia în 46 să fugă cu tatăl meu în America. La Detroit era o colonie de câteva zeci de mii de ardeleni fugiți după primul război, din sărăcie, care avea o biserică unită, greco-catolică. Și tatăl meu avea un prieten care a spus, Văsălică, vino, am un loc ca preot. Și mama a zis, făcut bagajele, și tata a zis, nu. Am rămas, eu nu regret că n-am devenit scriitor american. Sunt bucuros și mândru că am devenit scriitor de limba română. Și cred că am creat câteva cărți comparabile
cu cele care au apărut în vremea mea, în Franța, în Germania. Deci, bucuria de a mă fi născut aici, de a-mi cunoaște neamul, de a trăi aici. Eu sunt cetățean german din 72, cetățean al cele mai bogate țări din Europa. Și m-am întors din Suedia, unde eram invitat să rămân de președintele premiului Nobel. M-am întors din Germania, unde și acum fratele meu locuiește. M-am întors din Franța, unde am publicat la o mare editură. Și mă întorc în fiecare zi aici, în țara aceasta. Și mă bucur și acum că sunt acum aici și vorbesc în limba română. Și sper încă, deși spuneți că am 83 de ani, eu nu vă cred. Nu vă cred, cred că exagerați foarte mult. Și poate odată, într-o seară, la un par de vin, am să vă convin că sunt mai tânăr decât par.